Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. În cei de urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. Foarte puțin predicatori vorbesc despre restaurarea lui Iov atunci când predică din această carte. Dar să nu uităm că Dumnezeu e Dumnezeu al prosperității. Voia lui Dumnezeu e ca noi să avem mai mult decât de ajuns, ca să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Pentru că e mai bine să dai decât să primești, ne spune Scriptura. În cazul lui Iov, încrederea lui în Dumnezeu i-a adus restaurare. Ceea ce doresc să scot în evidență însă e că ceea ce diavolul a intenționat pentru rău, Dumnezeu a întors înspre bine. Diavolul a vrut prin suferință să-l facă pe Iov să se lepede de Dumnezeu. În schimb, a reușit să-l facă pe Iov un exemplu pentru milioane de oameni, demonstrând că omul poate rămâne credincios lui Dumnezeu, indiferent de necazurile prin care trece pe acest pământ.